Tensiunile dintre Rusia și Ucraina au determinat prăbușirea hrivnei și a rublei și afectează situația economică a statelor din regiune. Corespondent.net a publicat o analiză a situației economice din statele Europei de Est. Hrivna ucraineană și rubla rusească s-au devalorizat cu 50 și respectiv 37% în ultimele luni. Și rubla belarusă, dar și manatul azer au fost afectate de luptele din regiunea Donbass. Acestea s-au ieftinit cu 34% și 26%. Criza nu a ocolit nici Moldova, însă situația din țara noastră este cea mai bună dintre statele din estul Europei. Leul moldovenesc s-a devalorizat cu 25% față de principalele monede de referință.